În mai multe cartiere ARDN, cum ar fi Confecții sau Aurel Vlaicu, au apărut deja primele pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Unele dintre ele prezintă însă și unele neajunsuri. Problema cu acest tip de container este însă aceea că nu au nicio etichetă amplasată pe ele, ori nu toată lumea știe că cele galbene sunt destinate colectării de plastic, iar cele albastre pentru hârtie. Cetățenii Aradului așteaptă distribuirea acestor pubele și în restul cartierelor, considerând această campanie ca fiind una importantă. La noi în Micalaca, de exemplu, nu este. Dacă când este selectiv. Când o să fie amplasată, atunci o să fie bine. Eu să le pun acolo cum scrie. După scrisoare, unde e roșu, unde e albastru sau culorile care sunt. Că sunt atâtea sticle de plastică care asupă sau hârtii foarte multe. Până se obișnuiește lumea, mai trece puțin timp, dar cu timpul o să respecte toată lumea. În cursul săptămânii următoare, Consiliul Județean Arad va demara distribuirea acestor pubele și în celelalte localități din județul Arad.